pacient salvat de la moarte datorită unei intervenții fără precedent în Republica Moldova. Chirurgii Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga au reușit să realizeze o operație unică, și anume de branching aortă viscerobirenal și bifemural cu endoprotezare toraco-abdominală de aortă. Intervenția a fost de o complexitate majoră, combinând mai multe tehnici pentru a vindeca pacientul de 68 de ani diagnosticat cu anevrism toraco-abdominal de aortă, însoțit de două anevrisme de arterii iliace și cu stenoze de artere iliace externe. Intervenția a durat mai bine de 11 ore. Deci pacientul s-a adresat la noi cu dureri puternice, care au fost provocate de anevrismul care compresa, probabil penetra de fapt în coloana vertebrală. Totodată era un semn de o iminență de ruptură acestui anevrism. După măsurările corespunzătoare a fost comandat în Germania o endoproteză exact conform diametrilor și dimensiunilor pacientului. În primul rând s-a făcut o construcție artificială din două proteze dedicate pentru bypass-uri aortobifemorale, care au fost unite între ele și la care s-a mai unit încă o branșă adăugătoare. Deci au fost efectuat o anastomoză aortoprotezică inițial în regiunea infrarenală a aortii, pe care au fost unite organele cum ar fi rinichiul drept, ulterior artera renală pe dreapta, care duce sânge spre rinichiul drept, ulterior artera mezenterică superioară, din care în cazul dat se hrănește ficatul, inclusiv în afară de toate intestinele, și artera renală pe stânga, după care s-a instalat endoproteza aortică toraco-abdominală, care a acoperit 17,35 cm de aortă. Până acum, pacienții cu acest diagnostic apelau la chirurgii de peste hotare, însă operațiile prin metoda clasică au un traumatism major, spun specialiștii. Metodele de tratament acestei maladii sunt foarte traumatizante. Deci, ca o metodă folosită în țările vecine, cum ar fi România și Ucraina, este metoda de tratament deschis. Metoda prezentată de noi este relevantă prin faptul că noi am abordat anevrismul toraco-abdominal dintr-o singură cavitate, din cavitatea peritoneală, evitând accesul în cavitatea toracică, combinând o metodă deschisă de asigurare cu flux sangvin alternativ a organelor cavității abdominale, în același timp excluzând anevrismele aortei toraco-abdominale, astfel reușind să facem asta prin traumatism operator minimal. O importanță deosebită revine faptului că planificarea acestei intervenții s-a făcut folosind metode imagistice sofisticate, simulare. Deci e ceva destul de nou, destul de rar întâlnit, dar e o ieșire pentru pacienții incurabili până acum, ca să poată supraviețui acești pacienți. În țările vecine noi cunoaștem colegii, am vorbit și cu ei, n-au făcut nimeni așa ceva. Am găsit câte 7 cazuri care au fost prezentate de către colegii din Statele Unite și colegii din Tokyo, din Japonia. În timpul acestei operații, o mare provocare a avut-o și echipa anesteziologică. S-a efectuat anestezie combinată, s-a aplicat în doi catheterul epidural, după asta s-a efectuat anestezie generală la respirație mecanică cu miopterie. A fost o monitorizare atât invazivă cât și non-invazivă, a fost o provocare pentru noi, dar în final totul a parcurs bine.
Atât pacientul, cât și rudele lui spun că acesta se simte mult mai bine și aduc mulțumiri echipei medicale. После года начал болеть живот. Вызвали скорую. Я раньше не был никаких проблем. Не был просто сразу внезапно все начал. Здесь сделали операцию. Ничего не болит уже. Просто тяжело еще. Но уже очень хорошо. Я здесь уже почти месяц. Все идет на улучшение хорошо. Спасибо врачам, что постарались. Наша семья выражает глубокую признательность докторам, которые провели эту операцию. Выражаем благодарность всему медицинскому персоналу, которые проявили к нам такое доброжелательное отношение, внимание. Мы прожили 45 лет, и чтобы еще впереди у нас было много лет. Pacientul a fost deja externat în stare satisfăcătoare. Acesta urmează tratament la domiciliu pentru recuperare.